Eu cred că atunci când zici Zebra Show, deodată știi despre cine vorbești, despre cei patru fantastici, Dumitru, Eugeniu, Pavel și Radu. În această seară am zis că trebuie să fie alături de noi, pentru că dacă nici ei nu fac umor, atunci nu știi cine mai face umor în țara asta. Salutare, băieți, bine ați venit la noi! Bonjour, bonjour! De când am fost la niciodată n-ați fost la noi, unul mai frumos ca altul. Atent, că nu de altă, dar avem aici o prietenă, așa că... Aici tu e loc, da? Houston, da. Nu, aici e locușorul meu. Băieți, mă bucur foarte mult că sunteți pe canapeaua noastră, să știți că ne-am dorit de tare mult timp și în sfârșit a venit ziua. Păi noi nu acceptam nimic. Nu, da, da, da. Bine, am spus astăzi, hai. Da, voi așa sunteți așa fițoși de felul vostru, da? Dar vi s-au ridicat nașul după ce ați devenit celebri, da? Cum? Nașul, vi s-au ridicat? Nasul? S-a ridicat de vreo două ori. Când am parcat în locul vecinului, tot așa cu nasul mergeam și s-a ridicat. Atunci când a început tot proiectul ăsta și atunci când erau TVC-urile, cumva voi de acolo v-ați născut? Măi, nu, de eu în general. Eu am participat numai la... Nu, un fel de picături, un fel de ploaie de stiele și am zis că gata. De la 5 la 10. Da, un fel de la 5 la 10 și am zis gata. Eu asta nu mai fac. Nu, eu nu pot să fac umor. Voi, în schimb, puteți să faceți. Voi, TVC-urile erau pe vremuri... He-he-he! Acum se mai întâmplă TVC-uri. Se mai nasc talente. Pe vremuri și lunțele erau... He-he-he! Las că a fost și în perioada asta. Da, a fost și în perioada asta. Sunteți invitați să fiți membrii juriului pe la TVC-uri acum? Da, se mai întâmplă. Se mai întâmplă. Acum în perioada datumilor. Acum nu, dar... Și găsiți talente? Oameni pe care să-i luați în echipa voastră? Spate, o să vorbesc ca și tata, mama, părinții noștri. E, ca pe vremuri să fac și eu filme. TVK. O să vorbesc și eu așa. Iată, pe vremuri, când jucam TVC, era o competiție, într-adevăr, echidistant, o făceai cu mare plăcere, cu o satisfacție enormă, știi? Cumva să te manifestezi. Acum mai rar întâlnești tineri care, într-adevăr, să vrea să joace și, pe lângă asta, să de ceva publicului, știi? Dar la urmă o fac doar pentru sine, știi, să apară în scenă, poate cumva... Să mai dai ceva nou, că multe ori a fost la joc. Să mai dați fete cum voi de la început era... Asta era scopul. Da, dacă n-a fost în jury și-o fost... Deci scopul nostru nu a fost îndeplinit, mă scuzați. Asta e păi eu de asta spun, tu mai lucrezi în direcția asta. El are deja doi copii, eu unul, tu mai lucrezi. Băieți, v-ați cunoscut în timpul facultății. Chiar ați stat în cămin? Nu. Noi mai des am stat în cămin. O săptămână asta. O săptămână. Totuși, filmulețul care cel puțin echipei noastre a plăcut cel mai mult și cred că are și unul dintre cele mai bune reacții la public, sketch-urile de din cămin. Da. Voi stați la cămin? Da, nu, noi vrem. Eu am stat la cămin, numai că am stat în România. Eu zic să vedem câteva momente din acest filmuleț. Este unul dintre preferatele mele și sper să vă placă și vouă celor de acasă. Eu, în calitate de părinte, pot spun că stare bucuros că fișorul meu o să trăiască la cămin. Am trecut și noi prin greutăți, dar și nu trăiește. Aici condițiile sunt foarte bune. Uite, așa e mai aproape de colegi. Uite, fișorul tot de așa ești părere. Tata, eu vreau la gazdă. A să trăiești la cămin, Hristosul, măte. Prin greutăți, prin stele. Ой, бля, унда не мерит. Туда чего куда ты интрат? На менеджмент. Кто там ты? Да. Точно вес не ходим гарри. А, тополинка за 8 дец. Кари пароль на Wi-Fi. Ши камер фетицу. 203. Da, am argumente. Poate vă rog cameră cu priveliște la mare. Da, parola Wi-Fi care? De câte ori trebuie să faci curat în cameră? Băieți, mă scuzați, aici e 203? Ce level ești? Două tăjești? Tu ești după troli sau după elfi? Eu sunt de la Ocnița.
clan. Și la noi în cămin nu se poate fumat, nu se poate consumat alcool, fete și băieți nu se poate adus, ați înțeles? Poate o întrebare. N-a mai venit la cămin. M-am uitat prin prejur, n-am văzut bazinul. El e sus pe acoperiș? Trăiască berea în care n-am născut. Trăiască berea. Fetele, înseamnă că așa, pentru voi două, că sunteți anuntăi, există niște reguli în camera asta. Graficul, când voi două faceți curat, îl găsiți pe ușă. Muzică, ascultați numai atunci când e în cameră. De la scenele de la universitate au ajuns la producții reale și, credeți-mă, pentru așa un filmuleț e o investiție destul de mare de timp și de la început până la final, până vedeți rezultatul final, cât timp se lucrează, iată, la un filmuleț, la un sketch, la un mesaj video pe care vreți să-l transmiteți? Cel mai greu era să achităm pe o săptămână, scoatem toți studenții din cămin, să achităm toate camerele, este cel mai mare cost a fost. După care consumul de alimente și lichide deja la editare împreună cu care o facem cu Radu. Diferit, diferit. De scenariu, în funcție de scenariu. În jur la 6-0-uri. E scump. Și eu mă bucur foarte mult că voi rezistați să faceți show-uri, nu doar filmulețe, în Moldova, pentru că Moldova se reziste, mai ales în pandemie, destul cât de... Cât ne ține pământul, da. Cât vă ține pământul. Dacă să vorbim despre creația unui filmuleț, o să vorbesc în termenii filmului, adică este preproducție, adică vorbim de scenariu, de recuzit până se, ca locații. După care producția propriu-zisă, producția de să duim într-o zi, să ne încadrăm. De altfel, două zile femeile nu o să dea voie să lipsim de acasă. Și post-production-ul, ceea ce face Radu, montează, lipește, mai adaugă sunete, reînvie filmul. Dar voi râdeți tot timpul la ceea ce faceți deloc, voi? Deloc, de fapt. Noi râdem acum cu... Așa, cu... Mai, dar la voi râsurile sunt lucrate? Noi însă suntem râsurile. Râși, mă! Noi râdem lumini, te rog frumos, râdești nu știu pe noi. Dacă râsurile sunt false? Da, da, în sens că voi jucați uneori râsul în exces, gen ca actorii. Nu, nu, uneori, dacă trebuie scenă, dacă te întrupi pentru spune o glumă, spre exemplu, și noi o să încercăm să râdem eu fals. Noi am văzut. Da. Băieți, să știți că și noi am pregătit pentru voi o provocare. Wow. Avem acolo masa mare. Așezată. Da, asta e mare masă mare. Pentru pandemie, asta e tare mare. Masă mare, uite. O întrebare, bani nu trebuie depus după asta. Bani nu trebuie depus după asta. Așa, dragi invitați, vă poftim la masă. Aici, din câte vedeți, sunt niște boluri în care am separat niște albuși de gălbenuș. Da. Voi aveți la dispoziție 50 de secunde, o să cronometrăm. Ca să... Da. Bize, da, ca să faceți bize. Bizebra. Bizebra. Și dacă nu reușiți să o zbateți până la consistența necesară, o să trebuiască să o... Mâncăm. Yep. Eu sunt sigur că Pavel deodată o să mâncăm. Eu poate nici să nu înceapă. Ieri cineva o sărbătorit că se tremure mâna asta. Nu. Băieți, punem cronometru, da? Am nevoie de pudră ceva, nu? Ei, nu, hai că să-ți bate și așa, crede-mă. Până băieții fac bizeu, eu vreau să transmit salutări. 3, 2, 1, hai! Să aveți proteine în organism. Aveți glucide și lipide. La mulți ani. Dar vă dați seama că nu o să avem rezultat. Dar la mine că e ura, eu de mult m-aș vedea. Băieți, voi cu mâna, de mult n-ați lucrat. Pavel e cel mai bravo. Hai băieți, hai, 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 hai. Am obosit. Câte secunde acolo. Câte mai avem? Încă 20 secunde. Încă 20, hai, hai, hai. Hai că, dar cu viteza. Bucătăria, stop. La mine cu embrion. Slăbut, slăbut. Slăbut, slăbut. Eu pot spun, Radu lucrează cel mai bine. Sănătate! Este? Da. Fericire, pace. Ajută! Aproape, 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 frate! 2, 1, este! 10 secunde,
că e foarte super. Pavel, cred că... Eu bizău să fac în dansuri. Da, da. S-a fost, deci pot mai repede să mă. Ei, deci s-a fost. S-a fost multe, era să fie mai bine dacă s-a fost altceva. Și băieți, vă poftim... Eu mi se mă. Eu toată ziua nu am mâncat nimic, așa. Păi, păi, iată. Oh, no! Oh, no! No, no, no! Ce spune înainte de post, trebuie să bei un ou, să meargă mai ușor post. Și tu acum îl încep, da? Da, postul. Postul de muncă. Băieți, eu mă bucur foarte mult. Astăzi este ziua umorului. Vă mai este a râde în țara în care trăim sau tamancă în această țară? E o țară plină care dă posibilitatea să ai o inspirație enorm. Pe zi ce treci tot îți dai seama că suntem într-o țară frumoasă. Dar de fiecare dată o să contrazic cu oamenii care spun suntem un petic de un rup din rai. Nu e adevărat. Adică, până la urmă, noi raiul trebuie să-l facem. Nu e vorba de teritorii, e vorba de oameni. Și până la urmă, din tot ce înseamnă umor, am ajuns la discuții motivaționale și inspiraționale. Totul este bine. Scos pe lângă oșu, alpa. Erau și alte discuții. Bravo pentru tot ceea ce ați făcut, că noi încă de la începutul emisiunii am văzut evoluția voastră, am văzut cum ați participat la show-uri și cât de mult mândrie ați adus națiunii noastre, pentru că vă avem.